Talk Show Direct cu Lucian Danciu. Salutare, prieteni! Este ziua de joi, discutăm despre problemele bune și mai puțin bune ale frumosului nostru oraș cu primarul Clujului, domnul Emil Boc, bineînțeles telefonic. Bună dimineața! Bine v-am găsit, sănătate! Fericit acum, încet, încet, capitala sportului românesc pare se că vine, se mută înspre Cluj. Eu spun că doar se reconfirmă, pentru că de mult este capitala sportului românesc din toate punctele de vedere, atât ca performanță sportivă, atât ca infrastructură, atât ca oameni și iubitori de sport. Eu cred că din toate punctele de vedere Clujul este deja capitala sportului românesc și mă bucur că de când de sâmbătă încoace, de duminică încoace, suntem și o capitală cu două echipe de fotbal în divizia A, acolo unde stă bine atât Universității Cluj cât și campioanei României, astfel încât să mergem mai departe. Sunt mândru ca și clujan de această reușită a noastră și că acolo unde nimeni nu credea, iată că am făcut imposibilul posibil. Pentru asta le mulțumesc băieților de la Universitatea Cluj, staffului tehnic, conducerii, suporterilor galeriei mimoase care niciodată n-a abandonat crezul U și tuturor clujenilor pentru că au stat alături de noi. Iată că a fost posibil acest obiectiv important pentru noi toți. A fost greu, extrem de greu în infernul din Ștefan cel Mare, de pe groapa Culei, de pe Dinamo, dar cu atât mai mult este de admirat și de prețuit efortul băieților de la Ucluj, al lui Lincar și a întregii echipe. Și în ultimul rând mulțumesc clujenilor pentru că prin intermediul primării și a Consiliului Local am fost acel element de stabilitate care a asigurat confortul Universității Cluj, care finanțarea asigurată și putem merge mai departe. Baza de la care se clădește, se construiește, este cea oferită de comunitate prin primărie și Consiliul Local. Și aici din nou Radu Constanța a fost omul care încet așezat temeinii și sigur împreună cu colegii, așa cum au spus, a făcut imposibilul posibil. Bravo lor, cinste universității, după cum am spus de fiecare dată și atunci când au câștigat titlul, bravo CFR, felicitări pentru reușita de a fi a cincea oară consecutivă campioana României, un lucru cu care ne mândrim. Este loc în acest oraș pentru ambele echipe și, domnul Danciu, știi ce mare provocare avem acum? Avem provocarea asta mare de a trece la nivelul următor ca și comunitate. Adică aș vrea ca... Care ar fi nivelul ăla? Nivelul ăla în care un meci de fotbal al universității, de ce nu și al CFR-ului, să fie o sărbătoare a comunității noastre, a fiecărui suporter, indiferent că sunt de la U sau de la CFR, să fie o sărbătoare a comunității, indiferent de care parte a baricadei, CFR sau U, să ne respectăm reciproc în oraș. Și este primul meu îndemn. Dragii mei, să fim mândri că avem două echipe în divizia A, să fim mândri ca și clujeni, să ne respectăm opțiunile pe care le avem, a fi suporter CFR sau a fi suporter U, este la fel de frumos, să dăm acea dovadă de fair play necesar, astfel încât competiția și cel mai bun pe teren, când se numește între noi, să se câștige fiecare susținându-ne până la ultima picătură de energie echipa, dar într-un climat din acesta european de respect, de sărbătoare, cum să spun, ca să facă o plăcere să mergi cu familia la stadion. Și aici al doilea lucru pe care mi-l doresc, dincolo de climatul din oraș pe care să-l avem, un model pentru România și de ce nu pentru Europa. Clujenii sunt capabili, așa cum sunt capabili să ofere un model al artei de a trăi împreună în această comunitate clujană, atât de diferiți, dar până la urmă uniți, același model să-l avem și al artei de a conviețui fotbalistic împreună, prin respect și prețuire prețirea valorilor pe care fiecare le împărtășim. Dar noi nu luptăm unii împotriva altora, ne respectăm și ne batem să fim cei mai buni pe scena națională. Și doi, spuneam că îmi doresc să devină un moment de sărbătoare fiecare meci de la Cluj. Să mergi cu familia, cu copiii pe stadion, să cântăm și noi la începutul meciului imnul universității sau imnul CFR-ului, să cântăm așa cum se cântă la Barcelona sau la alte stadioane, un moment de referință, de mândrie locală și care să te potențeze la nivel național și european împreună, adică un moment de unitate a comunității noastre prin sport. Pentru sportul trebuie să unească, nu să divizeze oamenii. Aveți dreptate. Subscriu la chestia asta. Asta e lucrul pe care trebuie să-l învățăm, că am ajuns la nivelul acesta.
să vină oamenii mai mult la stadion. În jurul acestei admirabile galerii, care a stat acolo și a apărat Clujul când eram în divizia a patra, s-a dus la, în comună să apere culorile universității când am jucat cu Mica sau cu alte localități din divizia a patra. A stat acolo galeria asta. Acum e momentul, în jurul acestei admirabile galerii, să construim, să aducem și alți studenți la stadion, să aducem și alt public. Adică să fie într-adevăr o sărbătoare a noastră și la fel după aceea, evident, în teren, să vedem că se dă totul pentru culorile universității. Pentru că înainte de meciul cu Dinamo, pentru prima dată, de când sunt primar, de astea marele ani, m-am dus și am discutat cu jucătorii de la U și cu staful tehnic, înainte de meciul cu Dinamo. Și am spus, mă, fraților, în primul vă mulțumesc pentru ce ați făcut, mai ales în meciul cu Dinamo, la Cluj, pentru dedicație, pentru implicare. Și avem un obstacol de toți cred că nu o să-l trecem. Eu cred în voi. Cred că putem să trecem împreună, cu voi pe teren și cu noi în tribună. Și am spus, rezultatul poate fi oricare, că așa e fotbalul. Dar să fim siguri că tot ce a ținut de voi ați dat pe teren, pentru că să avea admirația și respectul nostru. Când ați dat tot ce ține de voi pe teren, veți avea admirația fiecărui clujar. Pentru că rezultatul poate fi, Doamne ferește, de favorabil odată, dar tu dacă ai demonstrat că te-ai bătut până la ultima picătură de energie pe teren, pentru culorile lui, vei avea respectul și presiunea clujerilor. Le-am spus că nu le promit bani, că n-am. Dar le promit respect, apreciere, admirația din partea clujerilor, pe care s-au și l-au primit. Da. Acum, aici... Banul primești al cheltuie, dar admirația rămâne acolo, pentru că ți-a adus după 7 ani U în divizia A și încă o dată respect și apreciere. Da, am făcut o introducere cam lungă, dar n-am vorbit bun. De mult despre... Vă fac eu o provocare vis-a-vis de, și inclusiv de lucrul care l-a spus, pe partea de infrastructură, mai aveți un pic de treabă pe aici. Mă gândeam, de exemplu, la sala sporturilor Horia Demian, care ar putea fi adusă la niște standardele europene 2022 și aici e provocare mai mare, poate, mai cel puțin mai costisitoare cu siguranță, să facă administrația locală două baze sportive pentru cele două echipe din Cluj. Deci, noi lucrăm la ambele capete. În primul rând, sala Horia Demian este în subordinea Ministerului Sportului. O cerem de 10 ani de zile. Se pare că, în sfârșit, guvernul acesta a luat taurul de coarne și va descentraliza aceste săli și le va încredința administrațiilor locale. Vă dați seama că le-am cerut de vreo 5 ani când a fost la nu știu ce meci de tenis, l-am transferat acolo, pentru că nu e un aer condiționat în sala aia, nu e o condiție de ce se poate. Nu se poate asta. Pentru noi, dați-ne încoace că o modernizăm. Ne-am făcut o țară polivalentă de la zero. Prin banii Clujului, nu fiind stare să modernizăm una. Dați-ne o dată pentru numele celor care vin acolo. Nu ne-au dat-o încă, dar repet, n-am abandonat bătălia, dar se... știu din interiorul guvernului că se pregătește acest fenomen al descentralizării recunoscut prin care să încredințeze această infrastructură sportivă autorităților locale. Deci spun, mult a fost, puțin mai este și vă asigur că va fi integrată în complexul cu sala cealaltă polivalentă pentru a putea fi un element și mai atractiv de organizare de competiții interne și internaționale, când ai două săli, una să fie pentru desfășurarea competiției și alta pentru antrenament. Vă dați seama că ești credibil, ai mult mai multe șanse de a atrage competiții de nivel european. Oricum am atras campionate europene, basket, gimnastică și așa mai departe. Vom atrage și mai multe. Și acest lucru se va întâmpla. Vreau să mulțumesc că am uitat aici universităților clujene. Să nu uităm că la fondarea universității, pentru că suntem singurii care am reușit să păstrăm un intact. Craiova s-a împărțit în două, Timișoara s-a împărțit în două, Dinamo, Steaua s-a împărțit în două, vedeți, toate s-au dus. Noi suntem singuri de la Cluj care au reușit să menținem brandul universității, al orașului, pentru că brandul să fie foarte bine pentru toată lumea și al comunității prin primărie și Consiliul Local. Acest brand este al comunității noastre. Noi nu ne-am divizat, am preferat să ne ducem până în Liga 4 și să revenim de acolo și să ajungem în Liga Națională, dar nu ne-am divizat. Și atunci vreau să mulțumesc universităților clujene, tuturor rectorilor universităților, începând cu Universitatea Babeș-Bolyai, care are și cea mai mare contribuție în susținerea noastră prin infrastructură. Pentru că știm că universitățile nu au resursele financiare și nu trebuie să meargă banii universităților la fotbal, dar prin infrastructură pot să ne sprijină, așa cum ne sprijină cu baza sportivă din Babeș, cum ne sprijină cu anumite facilități de locuire. Le mulțumesc tuturor rectorilor pentru acest lucru și îi asigur că acest parteneriat curat, sănătos, va merge mai departe. Pentru că nu ne permitem să compromitem blazonul lui U, pentru că are în spatele lui peste 100 de ani de tradiție, are universitățile clujene și are sunt cele mai puternice din România, iar universitatea trebuie să fie la acest nivel. Și de aceea când am spus că nu voi tolera niciun fel de act de violență sau de altă natură care se lege de numele universității, chiar am spus asta că o să facem asta.
Și vreau că asta e mesajul meu pentru toți cei care conduc Clujul la nivel fotbalistic, să pune fair play-ul în prima linie. Fraților, sportul este un mod de viață. Prin sport învățăm cum să ne comportăm în societate. Sport trebuie să fie un model care să le ofere tinerei generații, nu un model cum să nu. Aici cu păstrarea brandului, hai, și mi-amintesc acum, nu vreau să dezvolt subiectul, că și la capitolul ăsta ne-a trecut glonțul pe la ureche. Ne-a trecut, nu l-am pierdut, l-avem, ne-am bătut pentru el în instanță, l-am câștigat. Am avut mai multe procese care credeau că nu le-au câștigat niciodată. L-am câștigat și acest brand este al clujenilor. Dar rămâne provocarea mea. Sigur, sunt subiectiv, fiind suporter al lui, ca prima bază sportivă să fie pentru... Mi-asum chestia asta și îmi cer scuze celorlalți. Dar aici dumneavoastră ați da un mare exemplu. Lucrăm la capitolul ăsta de multe vreme. Uitați-mă, noi facem două baze sportive pentru cele două echipe din Cluj. Repet, noi lucrăm la acest proiect. Vă dau detaliile când sunt în fază finală. Dar lucrăm de multe vreme la aceste proiecte de sprijinire a infrastructurii sportive, începând cu Universitatea Cluj, dar nu numai pentru Universitatea, astfel încât să asigurăm și aceea datoria noastră. Exact așa, asta am spus și eu, pentru amândouă. Bun, mergem mai departe. Domnul Bondor vă întreabă, adică spune așa, a intrat în consultare publică master planul Sopor. Acordul de mediu trebuie să apară în perioada următoare. Vă întreabă, aveți asigurată finanțarea pentru a demara în forță, ar dori domnul Bondor și cam toți de acolo? Bineînțeles, noi avem cadrul pregătit, acum așteptăm încheierea tuturor procedurilor, să se înțeleagă lucrurile. Acolo este un cartier privat, deci proprietățile sunt private în totalitate. Noi doar tranșăm și din taxe pe care o vom impune sau altă formulă legală, vom construi infrastructura de bază, bulevardele necesare, școlile necesare, adică acea taxă de urbanizare sau cum o să găsim noi numele aferent. Deci vă spun sincer că acest proiect care este acum, master planul este gata, mai avem avizurile de mediu unde trebuie să avem dezbaterea, mai avem nevoie de avizul de la autoritatea aeronautică, iar la toamnă se va aproba master planul și o parte din cursurile din zonă. Acolo unde nu se vor opune proprietarii, pentru că trebuie să fie acordul proprietarilor pentru cursurile din zonă. Dar noi suntem pregătiți, așa cum am lucrat de 2 ani de zile atât de consistent și am investit resurse, inclusiv financiare, îl vom face cel mai modern cartier al României. El va fi de natură europeană, după ultimele noutăți în materie. Oamenii au închesat, din câte am văzut de-o și în celelalte emisiuni, la chestia asta, doar că întreabă, când începem? V-am spus, în toamna aceasta se obțin toate avizele, pentru că vedeți că durează și mult și când îți faci tu pentru o casă, până parcurs procedurile de mediu, dacă este cazul și celelalte. Dar minte pentru 237 de hectare. Deci vă dați seama că este de anvergură, dar pregătim viitorul, repet, ca la carte, după rigorile vremurilor în care trăim, construim un cartier, după ce înseamnă acum principiul acesta de 15.000 de mese pe jos, de prioritizarea transportului în comun, de a avea școală, creșe, grădiniță, parc, facilitățile toate la distanțele aferente din cartier și, în consecință, după cum am spus, intră în toamnă în aprobările finale, iar de anul viitor în derularea proiectului. Da, uitați aici, prietenul meu Walter spune o bază sportivă și pentru rugby-ul clujan. Da, și susținere pentru rugby-ul clujan. Marcu Walter este un admirabil susținător și mă bucur că alături de el e o dragă... Și un nu este în sânge, pur sânge, îl respect și îl apreciez și știe care are susținerea și suportul nostru pentru a oferi din infrastructura pe care o avem soluții pentru rugby clujan, care, repet, e valoros și îl apreciem. Era să uit, domnul Alexandru, îmi cer scuze, da. De seară s-ar putea că mai avem un titlu la Cluj, la basket băieți. Doamne ajute, îl așteptăm cu mare drag să reconfirmăm, pentru că deja i-au ridicat atât de mult stacheta încât doar așteptăm reconfirmarea, așa cum a făcut și CFR-ul. Deci așteptăm reconfirmarea, pentru că am fost la buza lui Final Four, vă dați seama cât de aproape am fost de acea reușită europeană pe care am avut-o. Am fost la congresul de la Rotterdam și niște colegi din Germania mi-au spus că ce atmosferă au văzut la meciul de la Cluj, când s-a jucat cu echipa din Germania, am scăpat numele acum, pentru că nu am văzut aproape nicăieri în Europa. Și cum e posibil? Chiar așa entuziasm și asemenea atmosferă incendiară într-un oraș pe care nu prea știau până atunci. Iată, din nou, sportul un ambasador al Clujului în Europa, pe lângă
celelalte elemente de dezvoltare pe care le avem. Sportul este și va rămâne un ambasador al Clujului peste tot. Da, avem fetele de la Olimpia. Chiar Olimpia campioană, da, i-am felicitat din tot sufletul. Apropo, șampanie mai aveți? Și pentru diseară, da. Dacă bat băieții la basket. Avem șampanie, avem cât e necesar și cât trebuie și cu sufletul să fim alături de ei și cu susținerea aferentă. Și îi vom aprecia pentru tot ceea ce fac. Ei, dar până atunci, până diseară, când ajungem noi la 7:30, la 19:30, ca să fiu corect, la televizor, trebuie să circulăm prin Cluj. Greu. Ce facem? Ce facem de mult? Proiectele acestea majore care vor duce Clujul la nivelul următor. Am făcut acum, în prima parte a mandatului meu, autostrada Transilvania, centura Vâlcea Pahida, prelungirea bulevardului Vâlcea Pahida, investiții de peste miliard, aproape 2 miliarde de euro, care au dus Clujul acolo unde este astăzi. Acum lucrăm de 5 ani la proiectele Clujului anilor 2030-2050. Metrou, centura metropolitană, pasaj, centura Târgu, conectarea Clujului la autostradă, centura metropolitană și toate, le-am prezentat în emisiunea dumneavoastră, care mai fac câte un pas. Am mai făcut un pas proiectul respectiv. Acum până în 15-16 iunie avizul de la mediu care se la centura metropolitană. Avem în licitație metrou, trenul metropolitan în toamnă se prinde documentația. E în evaluare pasajul de la Târgu Jiu pentru licitație organizată. Conectarea Clujului la autostrada trecută de Comitetul Interministerial merge în guvern pentru aprobare indicatorului tehnico-economic. Se lărgește drumul de la Apachida cu un cobandă în plus, deja se lucrează până în septembrie, va fi gata. Adică sunt proiecte la care am lucrat și se văd rezultatele concrete. Eu am acest regret și gust amar cu vrea faptul că ministrul Drulă a scos centura metropolitană din Planul Național de Reziliență. E cel mai mare regret pe care l-am în ultimii ani. Pentru că dacă centura metropolitană rămânea acolo, unde a rămas și metrou, pentru că și metrou este verde, la fel cum și centura, astăzi am fi avut șansele să mergem mult mai repede, pentru că proiectele din PNRR sunt susținute mult mai repede, pentru că acolo termenul de finalizare e 2026, în timp ce la celelalte este 2027 plus 3 maxim perioadă de prelungire. Și aici eu încă o dată critic dur și fără echivoc decizia ministrului Drulă de a scoate centura metropolitană din PNRR, acolo unde a fost pusă de miniștrii... Dar vă întreb și eu, colegii dumneavoastră din PNL, ce au păzit acolo? Ce se păzea? El s-a dus la Bruxelles și a negociat transporturile, că nu a negociat altcineva. El a negociat capitolul lui, fiecare și-a negociat capitolul de dezvoltare. Asta e marea tragedie. Om, ce să facă? Ai trebuie spus lucrurile pe nume, pentru că văd pe mulți care cer socoteală fără să uite în ogradă. Și le cer înainte de a cere socoteală să uite propria ogradă ce au făcut. Pentru că asta este, repet, un act impardonabil pentru Cluj, și anume gestul de a scoate centura metropolitană de acolo. Vaccinul, spun, știți, noi am luat această decizie, dar cum să nu fie verde centura metropolitană care scoate 70.000 de mașini care intră și ies în Cluj în fiecare zi? Alea nu sunt poluate, alea nu poluează orașul. Cum să spui că nu e verde? Cum să spui că nu are această dimensiune de a diminua poluarea? Dimpotrivă, ajută mult mai mult decât orice altceva la diminuarea poluării într-un oraș pe cum este municipiul Cluj-Napoca. Cine nu trăiește aici nu poate să nu înțeleagă. Probabil că domnul ministru Drulă din cabinetele ministeriale de la București sau de pe unde fie el n-a înțeles acest lucru. Asta înseamnă când ai în funcție oameni care nu au conectivitate cu realitatea. Pur și simplu gândesc după hărți, doar și nu după nevoile reale ale oamenilor. Bun. Ei, cumva s-a face și aia, dar că până atunci... Se face bun dacă am întârziat. Și totuși, până atunci, să fim un pic mai optimiști, am nimerit. N-am fost foarte inspirat când am nimerit pe frunzișul lui, dar... Bun, e gata, în sfârșit, se autorizație de termenul. Să fim mai optimiști că cât de repede se va rezolva problema acolo? Păi, sensul geratului gata, pe frunzișul, dacă de l-am întrebat. Da. Exact. E finalizat acum, până în iunie avea autorizația valabilă, dar terminat în termenul de valabilitate al autorizației. Întreabă mănășturenii, baza la terenuri, când mergem să facem un fotbal deci, acolo? Până în 30 iunie trebuie să predea baza pentru a intra în recepție. Nu, din iulie intră în recepție, deci până în 30 iunie trebuie să fie finalizată baza sportivă la teren și vedeți că se lucrează într-un ritm avansat. Lucrările este acolo peste 95% grad de realizare. Cei care locuiți în zonă vedeți acest lucru și mă bucur că în sfârșit firma și-a respectat al doilea angajament și nu primul pentru realizarea acestei baze sportive, care e de calitate și până la urmă a fost bună decizia că n-am luat rezilierea, ci am lăsat cu penalitățile de întârziere să se ducă, pentru că până la urmă și-au revenit în condiții grele. Și aici trebuie să-i apreciez
pentru că nu a fost condiții ușoare anul acesta cu creșterea prețului la materiale, cu criza forței de muncă, cu toate nebunile astea, totuși au stat în proiect. Asta e de apreciat. E de criticat faptul că au întârziat și nu l-au terminat la timp și scuzele lor, eu le-am înțeles, dar nu le accept pentru că sunt relații contractuale și n-am decât să-i penalizez, n-am ceva de făcut decât să-i penalizez pe contract. Dar, repet, în condițiile acestea date ale războiului din Ucraina, oricine termină un proiect este de apreciat pentru că s-au schimbat radical condițiile de viață și de lucru. Începând de la prețuri, care au explodat pur și simplu de la fier, beton și bitum până la oțel și orice altceva, la forță de muncă, repet, tot mai puțină, disponibilă și la temerile cu privire la ce se va întâmpla. Și asta e cea mai mare temere pe care o au și clujenii, sunt convins, și noi, impactul inflației și a prețurilor asupra vieții noastre. Și de aceea noi în oraș, ca primar, mă preocupă în fiecare zi cum putem ajuta sectoare vulnerabile, atât economic, să păstrăm locurile de muncă, cum putem să-i ajutăm pe cei care sunt cel mai greu în orașul ăsta, pensionarii cu pensii mici, oamenii cu pensii mici, oamenii care trăiesc pe o zi pe alta din salariu și care a fost mâncat, erodat de inflație și de creșterea prețurilor la utilități, și ne gândim cum să-i sprijinim într-un oraș care, așa cum am spus-o generic, nimeni să nu fie uitat și nimeni să nu fie abandonat. E foarte important asta și pentru noi, pentru primărie să facem, dar și fiecare dintre noi să ne gândim cum putem ajuta. Și apropo de... bine, să mă gândești la celălalt. Apropo de criza de forță de muncă, dumneavoastră aici în plan local, sigur, poate posibilitățile cu siguranță sunt mai mici, dar la nivel național, oare este o strategie de a... măcar în parte de a aduce din românii care trăiesc și lucrează afară și lucrează bine afară. Noi o aplicăm la Cluj și se văd deja mici semne că oamenii doresc să rămână la Cluj. Este o pătură subțire care s-a întors la Cluj și pentru asta trebuie să faci aceste lucruri minimale. Să le oferi salarii mai bune, nu neapărat ca în Occident, că nu vom fi încă acolo, dar cât de cât în direcția aceea și condiții bune de viață, când să nu fie puși în situații imposibile, să n-aibă acces la educație, să n-aibă acces la sănătate, să n-aibă infrastructură minimală, să n-aibă o administrație responsabilă și deschisă la problemele oamenilor pentru a le rezolva. Deci, dacă lucrezi la toate aceste capitole, oamenii rămân în țară, pentru că nu de bunăvoie pleacă ei peste graniță. Pentru că motivul... cu siguranță. Care, și aici este teza mea de bază, care a spus-o și în Europa, și la București, e că toți sunt liberi să meargă unde doresc în Europa, în manieră voluntară, dacă doresc, ca turist, ca orice altceva, dar nimeni să nu fie obligat din motive economice să-ți părășească orașul sau țara. Și aici trebuie să lucreze și guvernul și administrațiile locale, împreună să creăm acele condiții ca nimeni să nu fie obligat din motive economice să-și părășească țara. Asta este cea mai mare provocare pe care o avem. Eu la Cluj asta fac de atâtea mari de ani și mă preocup cum să putem face să-i ținem pe români acasă, pe clujeni acasă și pe copiii noștri să se alăture de părinți și de bunici și să rămânem în continuare familii unite și împreună. Întrebare tot de la clujeni, dacă în zona Piața Ciparu aveți în vedere un parking sau, mă rog, o parcare? Este pregătit în analiză parkingul de la Catedrala Greco-Catolică. Îl avem în analiză acolo și să vedem acum soluțiile tehnice, pentru că din nou, fiind vorba de un parking subteran, are câteva implicații majore de costuri pe ceea ce înseamnă structurile de dezvoltare și acum se analizează implicațiile acestora respectiv la costurile pe care le avem în parkingul de la Catedrala Greco-Catolică. Acolo este locația prevăzută. Da, iată-te, domnul Mureșan spune, avem cartiere noi. Da, avem în Cluj multe cartiere noi. Dacă aveți o strategie de, în ceea ce privește infrastructura școlară, grădinițe, creșe în acele cartiere. Fiecare cartier este analizat și am văzut în timpul rotund că s-a extins foarte mult. Acum lucrăm la o creșă pentru care s-o organizăm în timpul rotund. Apropo de creșă, aș vrea să mă adresez părinților și celor care au copii la creșă să știe că primăria face tot ce îi stă în putință legal să apere personalul actual din creșe, salariile lor, în forma pe care am avut-o înainte. Creșele au trecut din luna mai din subordinea primăriilor în subordinea Ministerului Educației, adică au fost integrate în sistemul educațional, creșele. Asta înseamnă, din nefericire, că se asimilează aceste funcții de la creșe cu cele de la grădiniță, să spunem așa.
Și asta înseamnă, din nefericire, și o scădere de salarii pe care noi la primării plăteam mai bine pe cei de la creșă decât îi plăteau cei din sistem educațional. Aveam o altă schemă de personal cu mai multe persoane care să aibă grijă de copii, pentru că la creșă e mai complicat chiar decât la grădiniță. Pentru că sunt mai mici. Bineînțeles, dar acum, obligându-i să intre pe același coridor strâmt, avem probleme. Am cerut Ministerului Educației să ne păstreze din resursele noastre, nu cerem bani de la guvern, să ne lase să plătim în continuare creșe și același lucru de personal pentru a asigura calitatea serviciilor respective. N-am primit răspuns favorabil până în momentul de față, dar nu vom abandona bătălia. Pentru că înțeleg temerile personalului din creșă, e nedrept față de ei, pentru că au avut o muncă extraordinară, avem cea mai înaltă calitate a serviciilor de creșă din România și primăria a investit atât de mulți bani în decursul timpului tocmai pentru a avea servicii de calitate pentru copiii clujenilor. Și e păcat că această trecere de la primării la Ministerul Educației, Sistemul Educațional, să ducă la pierderea calității. Ce reformă aia dacă pierzi calitatea? O reformă trebuie făcută să îmbunătățești, nu să distrugi ceea ce există. Și sper că acest lucru să se înțeleagă la nivel ministerial. Îi mulțumesc doamnei inspector general, care este extrem de deschisă, Marinela Marc, ca interfață între noi și minister, de a găsi soluții astfel încât să sprijinim pe Clujeni. Bănuiesc că decizia aceasta s-a luat pentru că foarte multe administrații locale, OAT-uri, nu ar fi avut posibilitatea să susțină plata personalului. Dar dacă vor să susține, că tocmai asta a fost ideea, că noi ne-am manifestat opțiunea să rămână creșele la primărie, pentru că a fost această opțiune, să spună: noi plătim pentru educație, plătim 3 lei. Tu dacă le dai salariul de 5 lei, diferența de 2 lei o pui tu primărie. N-am treabă guvernul. Eu dau pentru toată lumea în țara asta, pentru salariile din creșă, 3 lei. Dacă tu vrei să-ți menții salariul care este de 5 lei, pune tu banii. Și noi am spus, da. Noi suntem dispuși să ne menținem calitatea la Cluj, pentru că investiția în educație, inclusiv cea antepreșcolară, e cea mai importantă. La noi avem un crez că educația este baza la tot ce înseamnă societate și viitor. Și investim chiar de la antepreșcolari. A spus prioritatea asta. Ei, asta nu ne dă voie în momentul de față. Ne-a spus, da, dați voi pe costul standard, cât plătiți voi pentru salariu. Ok, atâta ne-a dat și nouă. Cât dați la oricine în țara asta? 3 lei. Dar dacă noi deja avem un sistem care funcționează și este eficient, nu îl distruge. Lasă-mi să-mi pot duce mai departe. Nu ce resurse de la București, ce resurse de la bugetul local, unde avem înțelegere cu Consiliul Local pe această temă. Deci nu accept ideea asta care reformele să fie făcute pentru a distruge lucrurile care merg. Reforme trebuie făcute pentru a corecta lucrurile care nu merg bine. O sistemul de creșe din Cluj și merge foarte bine. De aceea sunt atâtea de multe cereri. O sală de sport pentru doresc să-și ducă copiii la creșele din Cluj. O sală de sport pentru liceul Coșbuc, întreabă un clujan. Are în vedere municipalitatea? Sau nu poate investi municipalitatea, numai ministerul? Nu. Ba da, putem investi în sălile de sport. Asta e competența noastră. Trebuie să fim corecți în infrastructura sportivă. Am modernizat Șincaiul, acum e în corectare, pentru că avem sală de sport la Coșbuc, dar a avut o problemă cu structura de rezistență sau cu ceva de genul acesta și acum ne apropiem de final de a corecta acea eroare tehnică, dacă îmi amintesc bine. Deci este acolo la liceul Coșbuc o sală de sport care acum se duce în etapa finală de modernizare. Iată, domnul Bondor mai vine cu o sugestie, mă rog, pentru dumneavoastră. Dacă ar fi util, consideră dânsul, un drum de legătură între strada Câmpului și nouul sengeratoriu de pe Frunzișului, care ar mai decongestiona un pic Frunzișului. Planul ăsta cu centura e pregătit, e văzut, avut în vedere în proiectul acesta mai mare cu centura, că sunt unele drumuri care se fac în cadrul centurii. Sunt alte drumuri prevăzute de primărie, se le facă pe cont propriu. Un asemenea drum pe cont propriu al primăriei este prevăzut. Dar legătura din sensul giratoriu până în centură e nod fundamental de legătură cu centura metropolitană. Deci din sensul giratoriu unde e acum, ață până în centura care vine, care traversează Făgetul, e pe fondurile centurii metropolitane. Noi avem alte drumuri de conectivitate pregătite, inclusiv conectarea între Câmpului și zona asta. Da, o avem pregătită. Da, trebuie să ne oprim aici, domnule primar. Eu vă mulțumesc mult pentru discuția de astăzi. Vă așteptăm și joia viitoare. Sperăm noi cu șampanie. Cu un carton de șampanie trebuie să ne vedem. Și trebuie să știe că Universitatea Cluj are baza asigurată. Adică stabilimentul
oferi financiar de primărie și consiliu local. Este baza de care se poate construi și totdeauna a fost elementul de stabilitate, că nu au fost la îndoială, nu. Baza fundamentală e asigurată. Acum sunt convins că această comunitate clujană puternică va fi alături de universitate și prin prezența la stadion, dar și prin susținere financiară a comunității de business. Și trebuie să fie un act de patriotism local să susții Cluj și CFR-ul, în funcție de opțiune, evident că nu avem o asemenea problemă, dar universitatea mai mult ca niciodată are nevoie acum să intre cu fruntea sus în Liga Națională. Eu nu m-am amestecat. Vine o perioadă destul de dificilă. Că niciodată nu m-am amestecat. La începutul, când s-a înființat, când am dus universitatea de jos în sus, mă sunau tot felul pentru jucători și m-am înjurat, am înjurat niște vorbe nu prea frumoase la cei de la telefon. Eu cred că sunt antrenor, principalul jucător, adresați-vă clubului, este ce care fac selecție și la revedere. Cu asta mi-am luat de pe cap. Nu, eu niciodată n-am interferat nici cu strategia, nici cu jucătorul, nu mă interesează chestiunea aceasta, că nu mă pricep. Mă pricep. E datoria mea însă să creez în jurul echipei atmosfera și baza materială și financiară ca echipa să meargă mai departe. Și acum e treaba tehnicienilor, al lui Linkar, pe care îl felicit, care are contractul prelungit, să-și alcătuiască lotul, să-și aducă jucătorii de care crede că are nevoie, să-i asigurăm susținere financiară, dar la capătul liniei este și un obiectiv. Din punctul meu de vedere, intrarea în play-off și menținerea intrarea în play-off este o obligație pentru sezonul următor în Găsit Cluj. Deci începe ora exactă. Ca target. Nu ne trebuie să se cumpă. Intrarea în play-off este o condiție. Nu cerem să fie campioni, că nu avem cum deocamdată. Dar să intrăm în play-off, cred că este un obiectiv ambițios, dar posibil pentru Universitatea Cluj. Și pentru asta sunt dispus să mă implic și să susțin universitatea din toate punctele, din punctele de vedere. Dar asta e treaba lor, cum ajung acolo. Acesta este obiectivul pe care cu universitățile clujene, în principiu, noi am căzut de acord că ar trebui să fie, da? Cum ajunge să... Și cu etape intermediare de evaluare. Vedem pașii care se fac în direcția aceasta. Dacă vedem că pașii nu sunt în direcția aceasta, evident, asumăm și ne rezervăm și dreptul de a lua deciziile doar administrative, dar sarcina și ținta trebuie să fie acolo. Acolo trebuie să meargă și firea în play-off. Mulțumesc mult! Să aveți o săptămână bună! Dragi prieteni, ne oprim aici. Sunt Lucian Danciu, toate cele bune! Ai ascultat Talk Show Direct cu Lucian Danciu.